Salutare dragii mei și bine v-am găsit la o nouă serie cu un joculeț care nu este chiar atât de nou. Este vorba de Borderlands 2, oameni buni. Înainte să începem, vrem să vă rugăm și pe voi să nu ezitați să apăsați butonașul de like dacă vreți să susțineți seria noastră de Borderlands. Deci, frații mei, Borderlands a apărut de foarte multă vreme, până atunci a apărut, până am apucat noi să filmăm seria asta, au apărut multe, a apărut pre-sequel, a apărut Borderlands Story Mode sau ceva de genul. Ce? Borderlands Story Mode? Nu, Borderlands după pre-sequel, mai era încă ceva. Tales from the Borderlands, oh, da. Tales from the Borderlands, e bine, noi o să începem frumos aici, încet, cu Borderlands 2, nu ne grăbim. Tragem aer în piept, ne liniștim, oameni buni, port tricou acesta mișto de la Creative Monkeys, în combinație cu șapșca asta, eu sper că vă place stilul, scrieți acolo în comentarii ce tricou aia să mai port. Da, și o să facem serie de Borderlands, alături de Linestar, să vedem cât o să rămână în serie. Da, da. Bun, da. Să-i dăm drumul. Hai mă. Pentru cei care știți Borderlands, nu prea mai are rost să mai explicăm, dar totuși noi tot ne simțim îndatorați să vă dăm niște explicații. Cam ce este jocul ăsta, de cine este făcut și așa mai departe. Păi, jocul ăsta, după câte vedeți și voi, este un first person shooter cu grafici mai desenate. Asta e și intenția jocului, să fie mai desenat. Jocul ăsta, unde ne aflăm noi acum, ne aflăm pe o planetă numită... cum se numea? Habar n-am luat. Chiar îmi scapă. Pandora, tu. Ok? Se numește planeta Pandora pe care ne aflăm noi. Există pământ, există tot, doar că jocul ăsta este puțin mai sci-fi, da? Și există tot felul de arme... homemade, să spunem. Adică nu o să vedeți aici M4A1S și astea. O să vedeți numai porcării de-astea, numai poșuși de-astea editate. No. M4A1S pe bune? Da. Destul de simplu aici. Există un tip rău numit Handsome Jack, care... Handsome Jack ăla este șeful unei companii numite Hyperion, care tipul ăsta a ajuns șef acolo pentru că a omorât pe cineva și iada. Jocul are foarte multe quest-uri și misiuni interesante pe care le putem parcurge împreună. Și easter-uri. Probabil s-ar putea să fie un pic cam plictisitor făcând atâtea quest-uri și căcaturi de genul. Așa, bate de acolo, eu mă adun loot-ul. Scârbăcești. Hai că faci treabă. A, dar văd că... A, ba nu, nu e separat, căcat. Credeam că loot-ul e separat. Hai că făceai treabă bună. Jocul are un story destul de lung. Cum spuneam. Și are un final foarte, foarte interesant. În care, bineînțeles, noi ăștia bunii triumfăm. El este Handsome Jack. Asta care face... Ne zice mai toate chestiile în joc. Nu mai deschisă la ușița. Open. And open și se duce cu capul în ea. Claptrap e unul dintre cele mai retardate caractere din tot jocul. Este arhi cunoscută ca fiind o... E un robot retardat și noi, din păcate, trebuie să îl ajutăm. Da. Ce frumos intră ochiul prin gură lui ăla. Bă, cât au ăla. Ți-am râdit? Ce se blocați acolo? Eu acum am și niște DLC-uri ce o să putem să le parcurgem. Unul din ele este un DLC mai de Crăciun. Se numește Marcus Mercenary Shop sau ceva de genul. În fine, o să aflăm cine este Marcus, o să aflăm toate aceste caractere cu timpul. Tu tot moftici. Ce? Tu tot moftici. De ce? DLC-uri. Hehehe.
Dă cu pumnul, dă cu pumnul. Mori. Nu, nu vrea să moară, dă cu pistolul. Cred că am schimbat modulul la pistolul ăsta de 20 de ori. Mori. Bun. Îi dă cu lama. Ia stai un pic ca să fac o chestie. Așa. Nu prea-mi place mie chestia aia. Retrieve claptraps ai. Ok. Vine un coace cu ochiul ăla. Ciurdește ochiul. Păi nu l-ai luat? Da, eu l-ai. De ce n-ai bat? Trebuie să-l iau și eu sau? Tu te mă și pune ochiul. Taci mă din gură că l-aveam amândoi. Practic. Ok. Practic ai. Vine un coace. Și teoretic. Dar nu sus trebuie. Dar totuși, după ce schimb eu modulul la armă? Bună întrebare. Și cum, și cum ar trebui să dau? Nu știu, E? Bă, aici a căzut lutul. Ok. Deci noi l-am omorât pe ăla acolo și lutul a sărit până încoace, ok. Da. Mișto rău. Oh! De ce dracu mi-e pistolul? Că ciurditor de profesie. De parcă n-ai ști deja. Eu ți-am zis să nu mai fii tu așa ciurditor că s-ar putea să rămâi singur. Bun, și am un claptrap, trebuie să deschide ușa asta. Ce asta e o înregistrare de aia găsită? Da. Nope. Nu i-a reușit. Well, it was nice knowing you. I hear getting eaten alive by bully boss isn't such a bad way to go. Ok. Executing phase shift. You're welcome. Nu puteam să facem chestia asta de la început. Tipa asta este Angel. Angel este un fel de inteligență artificială și Angel asta o să ne ajute pe tot parcursul jocului. Finalul o să fie puțin cam tragic pentru Angel, nu vă dăm mai multe spoilere, doar vă spunem asta că o să fie un final trist. Ia-ți-o shotgun. Ok, l-am și pe ăsta. Ok, ce trebuie să mai facem? Ah, turn in. Să nu zici că ciurdești că totul. Și acum mai pușcăm un travel. Traveling commencing. Ah, trebuie să aștept, ok. Acum ajungem în orașul de unde să luăm foarte multe questuri. Ok, n-am chef să o iau pe drumuleț, așa că iau la. De parcă n-ar face toată lumea. Foarte epic că nu poți să iei fall damage în asta. Mă rog, teoretic este o... planetă. Precum luna. De-aia s-a roșta așa sus. Parcă când mă bag cu ăștia mi se face dor de armele mari de pe conturi. Exact, și mie. Deschide bă ușa. Sau intru eu așa. Pa. Mi se pare că, putem să sărim peste ea. Eu sării, intrai deja. Nice. Easy. Ce țintă bună am și eu. Eu coace, eu coace bavam. Mi-i dădu eu. Muriți mă, mă rounder. Miliu îi bat. Ce-i cu... Na!
Bum. Nu înțeleg de ce, da, mă simt de parcă aș avea lag, dar n-am. Nu știu, o secundă. Bum! Oh! Da, de sus. Mai am 10 HP. Eu am 80. Cool. I suppose I am in your debt now, aren't I? Come to my shack and I shall restore Claptrap's sight. First, I shall shut off the electrical fence for you. Bobo. Stay back, Vault Hunter. Let Claptrap go first. I knew Hammerlock would come around eventually. Me and him are like two peas in a pod. Two bullets in a bag. Two cannibal midgets in a fat guy's ribcage. Ce bine mă simt să-l văd pe ăsta buzâind. Buz e destul de des, nu-i mare chestie. Și tu vrei să sar direct, nu? Nu. A pleasure to meet you, Vault Hunter. I am Sir Hammerlock. Hammerlock. Sir Hammerlock. Îmi place că așa prinde toate caracterele noi. Colar și gentleman. Încă mai dâr de ăsta. Totuși un robot. Ok, poftim ochiul. Eu ciurdesc, bea aici bănuți. Ia, să vedem aici cum îl pune. El pus-o? Oh, nice. Așa. Bush. Mereu bardocile rezolvă totul. Când n-a rezolvat-o bardoacă ceva. Ok, minion roll out. Eu am făcut deja inamici. Trebuie să-i de acolo, de sus, după niște monștri, dar na. Captain Flint killed everyone in Lyersburg. I see no reason that wild bully bongs should lollygag about the place, disrespecting the memories of the former townsmen. If you could clear the town up, then that would be most good. Ok. Cred că am primit primul quest. Clear, da, l-a acceptat eu. Și clear pond. Ok. Eu am să curăț aici și tu du-te în graveyard, ok? Bun. Da, s-ar putea să mor acolo, dar nu-i probleme. Da, nu-i problemă. Hai că eu și viața nu ne înțelegem prea bine în momentul ăsta. Boom! Oh, am făcut level! Acum, acum am înțeles bine cu viața. Ne dau insta-kill. Aproape insta-kill. Oh, shit! Cât a dat ăla? Păi shotgun! Fuck! Mm. No, nu e chiar insta-kill shotgunul ăsta. Semi. Ai! Oh, shit! Shit, 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 shit. Nu trebuie să-ți faci griji. A, te-ai respawnat cu chestia de aia? Da, da, da. Și dar putea să trească să o folosi. Fug! Fugi, 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 fugi. Ciuruie pe tăstăți, ciuruie pe tăstăți, ciuruie pe tăstăți. Sunt flacări. Așa că ciuruie pe tăstăți, ciuruie pe tăstăți, ciuruie pe tăstăți. Gata, easy. Easy, my friend, easy. Ok, și acum mergem la trading să ne dea reward-ul pentru ce am omorât noi aici. Niște chestiuțe. Haide, Stars. Acum. Așa, să vedem. This town ain't big enough. Ok, și clearing the burg. Perfect. Să mor tu că filmăm deja de... Să mor tu că filmăm deja de 15 minute. Uai. Incredibil. Când? Ok, să vedem ce e ăsta. Echipăm și pe ăsta.
Avem armură. Am pistol cu foc. Ok, hai să mergem de aici. Eu zic să ne alăturăm rezistenței de la Crimson Raiders. Să mergem în direcția aia, corect. What the fuck? Fă-ți skill-ul să supraviețuiești, dacă poți. Îl iau, nu e problema, dar ce naiba, frate? Deci mi-a dat instant două bucăți. Păi știu, ăștia sunt puternici. Bă, dă-i încolo. Muriți, mă. Eu le dau foc, da, cât le-și dau. Deci de când am scutul, ăștia mă bat de dormeză. Bă, dar când iei naiba astea? Deci le găsesc pe jos! Tu pleci de lângă ele și le iau eu. Ok. Îmi scria full, de alte tolelo. Ok, ar trebui să fie... Ah, uite-l! Uite-l chiar acolo. Îmi trebuie mai multă... Ei! Fuck! Asta sigur o să mor, deci mai bine să fiu pe lângă ăștia ca să am ce omoră. Boom! Boom! Ah, shit, gata. Melet. Ok. Aici. Melet. Ok, le luăm pe toate și facem trade cu Stars după. Frumos. Mi-arată că e full, dar eu tot le iau, de parcă aș avea loc destul. Mori că-ți dau! Aici? Îți dau un monitor! Dă-te monitorul! I-am dat-l monitor! Bun, foarte bine. Stai, acolo e ce trebuie să ne întoarcem. Friend, trebuie să te urci acolo ca să activezi nu știu ce chestie, ca să putem trece. You know? Acolo e lootat deja, mă. Aici nu știu ce... Ce naiba trebuie activat? A, ăsta, cred. Dar mie spune că trebuie să găsești niște audiologuri în spate. Find audiolog. Ok. Cred că luam o misiune secundară. Când luai audiologul ăla. Da, aparent ai luat o misiune secundară. Fii blestemat din Stars. Păi stai că mă uit acum pe principală. Ok. Că nu-i mare chestie. Pe principală. Gata. Perfect. Escort Claptrap to his ship. Și prostia asta, cum ar trebui să meargă, zău? Escort Claptrap, hai după Claptrap. Oh, fucking hell, trebuia să-l luăm pe Claptrap până aici? Da. Really? Da. Really, nigga, really? Și acum o să se spawneze iar, îți dai seama? De fapt, da, nu se, cred. O să se spawneze, nu, o să se spawneze toți. Ia atent, deci dacă nu se spawnează, e numai bun. Și mergem așa în continuare. Dacă se spawnează toți, încheiem filmarea. Oh, uite. O să dansa pe aici, că ai simțit-o. Mă, vino mai repede. Dă din cur, hai. Oh, ca să vedeți de ce e Claptrap atât de useless și atât de imbecil. Stă mort. 117, 120, ia spawna din nou, așa? Spawna din nou? Nu. Ok, hai, ia-l pe Claptrap acolo. Hai, Claptrapus. Îl luăm pe clanță. Aha. Da, da. Eram sigur. Dar de ce, bă? De ce? Că prost ce e jocul. Oameni buni, cam aici să cam încheie și primul episod din Borderlands 2. Noi sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, să nu ezitați să apăsați și voi butonașul de like și...
Da, noi să încercăm să scăpăm din situația asta căcăcioasă. Eu am fost gazda voastră aici, Unciu, el a fost Lionstar și vă urăm tuturor să aveți o seară faină în continuare. Bye bye!